Aici emisiunea Nașul, un talk show care ține cu românii. Cât timp v-a luat de la miliție să veniți cu mașina până aici la centru de plantă? Foarte puțin. Deci după ce am primit informația că Socii Ceaușescu se află la protecția plantelor, colegul Paise a zis să mergem aici să-i prindem noi, chiar așa s-a exprimat, aici că să-i prindem noi. Am venit aici, am întrebat o femeie, probabil am aflat ulterior că era femeia de serviciu, unde sunt, a indicat că sunt în interior, am pătruns în clădire. Elena Ceaușescu se afla la intrare în biroul secretariatului, la director probabil, rezemată de tocul ușii. M-am dus direct la ea, am prins-o de braț, colegul Paisie a pătruns în birou, Ceaușescu l-a întâmpinat, a întrebat cine sunteți voi, cetățenii ai Republicii Socialiste României, ați venit să arestați un șef de stat. El a spus, am venit să vă protejăm pentru că lumea afla că sunteți aici potriva dumneavoastră și vă duce la un loc sigur. A făcut un pas înapoi, după care domnul inginer Șeinescu, pe atunci inginer șef la această instituție, ne-a întrebat ce facem, ce avem de gând să facem cu ei, copiii mei, aveți grijă. I-am făcut cu ochiul, i-am spus că știm noi ce avem de făcut. Dar ce ați înțeles? Că vă face atenția să nu cumva să-i scăpați în libertate sau să nu facă ceva rău? Nu, să nu-i scăpăm sub aspectul a-i proteja mai mult, știu eu, ca să scape de furia poporului sau... În sensul ăsta. Da. Deci să nu-i dați mulțimii să-i linșeze sau... Nici asta, dar nici să fugă. Ca să le înlez din cât de cât plecarea sau... Știu. Da. Erați îmbrăcați în uniformă de miliție? Uniformă de miliție, da. Da, amândoi. Bun, i-a scos pe ușe, da. S-au opus vreunul dintre ei? Nu, nu. Au înțeles. Eu am ținut-o pe ea de braț până la mașină. Și pe aici, pe? Pe Nicolae Ceaușescu. Erau mulți... oameni prezenți aici, mulți martori? Nu, nu. Câți vă angajați? Câți vă angajați și peste drum, la intrare în incintă, 5-6 persoane. Bun. Aveați mașina trasă aici cu fața, da? Da. Și i-ați dus la mașină? Da. Eu m-am urcat la volan. Dumneavoastră la volan, da? Da. La volan, colegul în dreapta, Elena Ceaușescu în stânga, în spatele meu. Și Ceaușescu în dreapta. Ceaușescu în dreapta. Da. Întâi ați băgat pe ei și după aia v-ați spus dumneavoastră, da? Da, da, da. Era o mașină Dacia, de culoare albă. Albă, da, 1310, pe care aveam montat aparatul radar. Aparatul radar. Mașina fiind în primire dată la serviciul poliției rutiere, unde eu desfășuram activitate. În primul cu dumneavoastră mai era un aro de la miliție, cu trei colegi. Noi ne-am urcat în mașină să plecăm, au venit colegii cu aro, încă 4 colegi. N-am apucat să stabilim prea multe cu ei, i-am spus mers tu înainte ca antimergător, fără să stabilim traseul. Cu ce viteză mergeați? Atunci am plecat destul de în trombă. Acceleram ca să ajungem cât mai repede la sediul miliției județene. Voia să te duce la miliție. La miliție vreau să... N-aveam stabilit, cum v-am spus, un plan ce facem. Efectiv, vreau să ajungem la miliție. La această intersecție, colegii au luat-o înainte, eu am luat-o la dreapta, pe variantă, să evit orașul, cu toate că până la urmă, tot prin centrul orașului am ajuns. Și v-ați despărțit? Ne-am despărțit. Ora era 1 și ceva. 1 și 30, cam așa. 1 jumate, cam așa. S-a anunțat deja la televizor. Da. Fuga lor, da. Lumea a ieșit în stradă, dar zona asta spuneți că nu prea era circulată. Nu. Ce vă trecea prin cap? Cumva că dacă lumea vrea să linșeze, să nu o pățiți și noastră, mai ales că i-ați îmbrăcat milicieni? Normal, pentru că aveai pe cineva în dreapta, în spate, pionii principali care... Dar în primul rând te gândeai și la tine, ca să nu pățim ceva. Din primele minute când i-ați avut în mașină, v-ați gândit totuși, dom'le, noi ce facem? Îi apărăm acum? Sau îi avem deținuți, să spunem? Îi arestăm sau îi apărăm? Ce facem? Sau amândouă la un loc? Nu
neapărat, eu am plecat cu de la bun început pentru a-i lua nu sub aspectul a-i apăra, pentru că sistemul de atunci era de așa natură încât și noi, cu toate că eram în haina statului, eram împotriva lor. Erau mai multe probleme la timpul respectiv. Programul de lucru, știți dumneavoastră, tot felul de, de... Noi am avut niște probleme cu tatăl, în familie, era foarte pornit împotriva lui datorită unor stări sociale de acasă, cu adasul, mă rog, se rămâne de probleme. Da. Îl era foarte mult, tatăl meu a fost luat în baza de lucru de către organ de securitate, am aflat ulterior. Era intersecție semaforizată, aveam culoarea roșie a semaforului. Am pătruns pe roșu, am luat-o la stânga spre sediul inspectoratului. I-ați auzit? În dreapta avem combinatul de oțel speciale. Erau 5, 6, 7 persoane, se erau din caroserie, unul a observat, a strigat: uite pe Ceaușești în mașina albă. Atunci am pătruns pe roșu să ajungem cât mai repede la sediul inspectoratului. Ei în timpul ăsta ziceau ceva în mașină? N-au zis nimic, nimic n-au zis. De aici se vedeau foarte multe persoane. Undeva în dreapta este intrarea la, pe poarta auto la sediul inspectoratului. Se vedeau foarte multe persoane. Mi-a luat, de fapt, eu am luat hotărârea, zic, nu mergem la inspectorat, pentru că ne lișease pe toți. Aici am început să simt, într-adevăr, și teamă. În această zonă am întors o Dacie și m-a lovit în spate. Pătrundem, în această intersecție era semaforizată, am pătruns tot pe culoarea roșie. N-aveam posibilitatea să o lua dreapta, pentru că era drumul așa a fost să fie, am pătruns și aici pe roșu, am ales un traseu fără să fie stabilit, cu toate că era foarte riscant, pentru că ajungeam în centrul orașului. Ajungeam pe centru, de fapt, unde era mai aglomerat. Unde era mai aglomerat. Dar acolo ați trecut exact pe lângă sediul miliției, nu? Prin da, spate, nu? Prin spatele sediului miliției, da. Erați aproape de sediu, dar pentru că era aglomerație mare, ați continuat. Deci am continuat, nu puteam să intrăm, erau foarte mulți demonstrați care, efectiv, nu-mi dau seama cât de repede au ajuns din centru, de la sediul județene de partid, la noi, la inspectorat. Aici, la fel, era o intersecție semaforizată, drumul Bulevardul Castelnau dinspre gară se continua înspre Hotel Dâmbovița. Da. Am pătruns-o pe culoarea roșie pentru că din dreapta venea autobuz care vira la stânga și efectiv era să mă lovească pentru că nu aveam cum să mă strecor. M-am dus mult în dreapta, mi-am continuat drumul. Cel cu Dacia albă care m-a lovit pe mine, mă urmărea în zona